Săptămâna viitoare se va da startul ediției de toamnă a Bacalaureatului 2014. Luni 18 august și marți 19 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A, dar și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În perioada 19-20 august 2014 vor fi susținute competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, ca mai apoi, între 21 și 22 august, să se desfășoare evaluarea competențelor digitale, proba D. Pe 25 august va avea loc prima probă scrisă la limba și literatura română, proba E. Pe 26 august are loc proba scrisă la limba și literatura maternă, ca mai apoi, pe 27 august, să se desfășoare proba obligatorie a profilului. Pe 29 august este programată proba la alegere a profilului și specializării. Pe 1 septembrie se vor afișa rezultatele până la ora 12, iar depunerea contestațiilor va avea loc între orele 12 și 16. În perioada 2-3 septembrie se vor rezolva contestațiile. Pe 4 septembrie se vor afișa rezultatele finale. La această sesiune a examenului maturității s-au înscris peste 2668 de argeșeni, 1947 fiind din seria curentă. În județul Argeș, la prima sesiune a Bacalaureatului 2014, au fost înscriși 5414 candidați, însă s-au prezentat doar 5222, fiind înregistrat un număr de 192 absenți.